Intervenții contra cronometru pentru salvamontiști în aceste zile. În Bușteni au fost cel puțin 4 solicitări, iar 5 persoane au fost preluate cu elicopterul. Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, ne spune mai multe despre bilanțul ultimelor 24 de ore de pe munte. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Vedem, iată, aceste solicitări de la Bușteni, 5 persoane evacuate cu elicopterul, totodată 2 victime cu targa. De ce au avut, iată, nevoie de intervenția salvamontiștilor? Ce au pățit mai exact și care este bilanțul ultimelor zile la nivelul întregii țări? Deci a fost o zi plină pentru salvamontiștii din întreaga țară, plină pentru acest final de sezon de vară. Nu credeam că o să avem atât de mulți oameni pe munte, dar într-adevăr oamenii au mers pe munte și au profitat de această vreme bună. Și la nivel național am avut 9 acțiuni de salvare în care au fost recuperate și salvate 15 persoane, într-adevăr cele de care ați menționat în zona abruptului Prahovean, dar am mai avut o intervenție cu elicopterul și încă 2 persoane grav accidentate pe care le-am predat serviciilor de ambulanță pentru transport la spital. Deci oamenii au mers pe munte, noi încurajăm să facă acest lucru cât vremea va mai fi bună, dar trebuie să fie foarte atenți pentru că, iată, în aceste momente, deja ziua a început să se micșoreze, temperaturile au mai scăzut pe munte, efortul pe care trebuie să-l facă este mult mai mare și oamenii trebuie să fie foarte atenți cum își pregătesc turele pe munte. Mai ales că, așa cum spuneați, se micșorează ziua și există riscul să se rătăcească turiștii. Cu siguranță, deci în acest moment există toate premizele ca o excursie să fie stricată foarte rapid, pentru că și vremea se poate schimba și temperaturile scăzute pot îngreuna ascensiunea și dimineața roua sau umezeala care este în sol și care se acumulează în timpul nopții poate să le creeze probleme oamenilor salunece când parcurg anumite porțiuni de potecă. Deci oamenii trebuie să fie mult mai atenți în această perioadă. Vedem totodată și această intervenție din Ceahlău, nu? Acolo unde o turistă a dispărut, iată, și a fost recuperată ulterior. Da, sunt persoane care se rătăcesc, care pierd poteca sau care caută anumite locații care sunt în afara traseelor turistice marcate, ne anunță sau aparținătorii ne spun că persoanele dispar pe munte sau nu mai pot să ia legătura cu ele, și atunci alertăm întregul efectiv de care dispunem în zona respectivă, pentru că astfel de acțiuni trebuie să se desfășoare contra cronometru, neștiind care este starea persoanei respective. Când suntem anunțați că s-a întâmplat un accident, omul are un traumatism la o mână, la un picior, știm că nu este urgență de gradul 0, dar în clipa în care nu avem absolut nicio informație, atunci trebuie să declanșăm operațiuni de salvare la cea mai mare amploare pentru a găsi cât mai repede persoana respectivă și a vedea în ce stare e. Fac față salvamontiștii, domnule Cornoiu, sau ar mai fi nevoie de personal? Oricând mai este nevoie de personal, pentru că, iată, activitatea turistică crește de la an la an, se dezvoltă ca și număr de participanți, ca și diversitate de activități. Noi încercăm să ne dimensionăm corect resursele, avem mare șansă că putem să lucrăm și cu această resursă voluntară, oameni care sunt la fel de bine pregătiți ca cei angajați, au aceeași școlarizare, au aceleași aptitudini și încercăm să facem rost, dar sperăm ca noua legislație care va apărea în privința efectivelor de personal să nu ne afecteze foarte mult și să nu taie acest sprijin pe care ni-l acordă primăriile și consiliile județene în a ne susține activitatea, atât material cât și cu resursa umană necesară.